În cazul asigurărilor, acestor asigurări facultative, legea prevede că asiguratorul poate restricționa accesul pacienților la anumite spitale. Și vă întreb ce facem dacă vrem să mergem la un spital cu care asiguratorul nostru nu are încheiat contract și nici nu ne dă acest acord prealabil. Dacă serviciile pe care dumneavoastră doriți să le obțineți de la acea unitate spitalicească nu sunt incluse în pachetul de bază și el nu are un contract cu asiguratorul dumneavoastră pentru acele tipuri de servicii, atunci aveți posibilitatea să mergeți acolo, dar plătiți direct. Această prevedere nu favorizează asiguratorii care în același timp dețin și spitale private? Acest lucru poate să fie un element chiar pozitiv, pentru că noi suntem împotriva existenței unor astfel de lanțuri pe sistemul de asigurări obligatorii, care este finanțat din venituri publice, ca să spunem așa, și pentru care noi dorim să excludem aproape în totalitate riscul de monopol. Dar o astfel de formulă pe un sistem privat ar trebui să funcționeze foarte bine, pentru că este evident că privatul va avea grijă în primul rând ca banii care sunt ai lui proprii și personali să fie utilizați într-un mod cât mai eficient. Dacă este vorba despre a utiliza un privat fonduri publice, aici într-adevăr pot să fie semne de întrebare, pentru că sunt elemente care... Sunt două întrebări aici. Asiguratorul privat e interesat să utilizeze bani în mod cât mai eficient economic, dar eficiența economică, și știm asta din alte sisteme, nu este sinonimă întotdeauna cu eficiența terapeutică pentru pacient. Da, este posibil și acest lucru, dar aici intervine selecția generată de competiție. Dacă un pacient va fi nemulțumit de modul în care îi se oferă servicii pe asigurarea facultativă, suplimentară sau complementară, el oricând se poate transfera. Este exact pe același principiu s-a bazat și reforma din 2006 în Olanda, unde, după cum bine știți, numărul asiguratorilor de privați, deși inițial a fost mare, a scăzut ulterior, au ajuns acum să fie doar 3-4 și suferă din cauza asta. Credeți că putem ajunge într-o situație în care pe asigurările private pacientul să fie cumva prins captiv într-un monopol regional din partea unui asigurator privat? Cât de mare e riscul pentru așa ceva? Este destul de greu de estimat, dar noi nu dorim un astfel de monopol pentru asigurările obligatorii. Acolo este foarte clar că dorim să reducem sau chiar să excludem acest risc. Pentru asigurările private, în care componenta comercială are o pondere foarte mare, stau și mă întreb dacă ar fi posibil o astfel de situație, în condițiile în care știm cu toții că piața asigurărilor generale nu este o piață monopolistă. Deci sunt destul de multe firme de asigurări foarte puternice și care sunt în concurență una cu cealaltă. Cea mai mare parte dintre ei au filiale și în România. Deci, nu spun că este imposibil, dar este greu de crezut că într-un sistem de concurență liberă se poate ajunge la poziții monopoliste extreme. Ce estimări aveți la Ministerul Sănătății în privința numărului de asigurați care vor încheia și asigurări facultative, nu doar asigurări obligatorii? Eu pot să vă spun... Pentru că știu că ați desfășurat niște studii. Da, eu pot să vă spun care au fost reacțiile în momentul în care noi, în perioada de dinainte de redactarea proiectului, am derulat o amplă campanie de consultări. La întrebarea pe care noi am pus-o referitoare la ce anume asigurare ar dori să aibă, dacă ar dori să aibă un asigurator privat sau un asigurator public, un procent cam de 30% au optat sau au spus că ar opta pentru un asigurator privat și 70% pentru un asigurator public. Acum, evident că aici trebuie să facem o diferențiere între dorință și posibilitate. Deci 30% din oameni și-ar dori să aibă un asigurator privat. Deci o asigurare facultativă? Nu neapărat. Un asigurator privat pentru o asigurare obligatorie. Păi, și dar, cum se poate asta?
În condițiile legii. Se poate asta în condițiile în care au și o asigurare facultativă. Tocmai, deci tot aici ajungem. Deci aici 30% ar dori să-și facă, exact. Și ar fi obligat să-și facă o asigurare facultativă. Ar dori și ar fi obligat să lege. Dacă avea posibilitatea să-și facă inițial o asigurare facultativă și apoi să intre pe asigurare obligatorie cu acel asigurator privat. Aici este o chestiune care evident că depinde foarte mult și de nivelul acelor polițe pe care le-am discutat mai devreme apropo de asigurările facultative. În proiectul de lege se menționează o creștere a bazei de impozitare pentru contribuția plătită de angajator, ceea ce ar duce la o creștere a acestei. S-a vorbit în ultimile zile despre o creștere a plăților pe care angajatorul va trebui să le facă pentru contribuția de bază, vorbim de această dată. Ministerul Finanțelor însă nu s-a declarat de acord cu această prevedere. Și vă întreb, cine își va impune părerea în final? Ministerul Finanțelor sau Ministerul Sănătății? Prevederea la care vă referiți este partea unui complex de acțiuni pe care noi l-am propus prin acest proiect de lege, prin care încercăm să reechilibrăm această balanță între venituri și cheltuieli. Este evident că pot să fie opinii pro sau contra. Există întotdeauna o rezistență la orice extindere sau orice majorare a taxelor. Da, de obicei această rezistență nu vine din partea Ministerului de Finanțe, care e dornic să crească taxele. Acum eu vă mai spun încă un lucru. Eu nu am văzut nicio poziție oficială asumată de către Ministerul de Finanțe în acest sens. Este evident că în momentul în care ea va exista, dacă va exista, ea va trebui să fie susținută și cu niște argumente. Și atunci îmi pot imagina că Ministerul de Finanțe va considera că poate să găsească alte resurse, eventual de la bugetul de stat, ca să acopere acest deficit. În cazul în care nu se pot găsi aceste resurse, atunci trebuie să acționăm pe celălalt palier al balanței, și anume să reducem pachetul de bază. Să-l reduceți? Deja am vorbit despre ce va fi pachetul de bază, va fi redus în privința serviciilor ieftine. Nu, este posibil să... Deci legea creează această posibilitate. Uh-huh. Nu este sigur că va fi redus. Aici noi, în momentul în care vom avea o formă finală a legii, vom evalua care sunt sumele pe care le avem la dispoziție și în funcție de asta vom reduce sau nu pachetul de bază. Deci este posibil să ne trezim la începutul lui 2013 cu un pachet de bază la fel de generos ca și acum? Dacă va exista o voință și o dorință foarte clară de suplimentare a fondurilor, care sunt extrem de mici comparativ cu alte țări europene pe care România le alocă sănătății, atunci există și această posibilitate. Această voință e politică, nu? Această voință este politică. Tot ministrul sănătății a vorbit la un moment dat despre relația complicată cu Ministerul de Finanțe, și aici mă refer în special la colectarea banilor, contribuțiilor de sănătate de către ANAF. Proiectul de lege nu prevede schimbări importante, rolul ANAF-ului rămâne linii mari cam același. De ce nu ați reușit să schimbați? Pentru că tot Ministerul Sănătății a criticat intens acest rol. Am discutat destul de mult pe marginea acestei situații. Au existat două opțiuni. O mare parte dintre propunerile care ne-au venit au fost ca să existe o structură proprie de colectare a acestor contribuții a Casei Naționale, respectiv a Agenției de Reglementare a Asigurării Obligatorii de Sănătate, cum este ea denumită în nou proiect de lege. Noi am considerat că în acest moment o astfel de structură ar presupune niște costuri pe care sistemul nu și le poate permite. Și am optat atunci pentru continuarea colectărilor din partea structurilor Ministerului de Finanțe, în speță a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu introducerea unor elemente foarte clare referitoare la transparența acestor colectări și la transparența transferului de fonduri, astfel încât să nu mai existe aceste semne de întrebare, care recunosc că sunt foarte persistente în acest moment, referitoare la modul în care banii care sunt colectați pentru sănătate sunt utilizați sau nu integral în acest domeniu. Găsiți că proiectul de lege în acest moment cuprinde suficiente mecanisme de control a corupției sau a posibilităților, oportunităților, să zic așa, de corupție? Eu, în primul rând, nu cred că acest proiect de lege este perfect.
Noi, cei care am lucrat la acest proiect de lege, am încercat să găsim cele mai bune soluții. Poate că în unele cazuri am reușit, poate că în alte cazuri nu. Exact aici este și rolul dezbaterilor publice și a tuturor consultărilor pe care le avem, ca să încercăm să suplinim acele neajunsuri sau lipsuri sau poate chiar erori pe care noi le-am făcut în cursul redactării proiectului de lege.